Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjitor cu camelie și bucate gustoase! Astăzi vom face din nou fondant sau pastă de zahăr cu aceste bomboane cu mase marshmallow și cu zahăr pudră. Și astăzi vom adăuga și cacao. Și apoi ne vom juca cu puțină culoare și vom face ceva frumos. Ia să întorc camera să mă vedeți puțin. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Eu mă arăt doar puțin, așa, și apoi am să întorc camera. Astăzi facem din nou fondant, dar cu cacao și vreau să fac ceva frumos. Și întorc din nou camera și să vă prezint ingredientele. Așa, și acestea sunt ingredientele. Eu am aici 200 de grame de bomboane din acestea marshmallow. Așa, să le pun așa deoparte. Am 60 de grame de cacao, 30 de grame de apă, am cântărit în grame și apă, și aici am 1 kg de zahăr pudră, l-am dat prin sită. Și apoi eu am nevoie de o culoare mai închisă și de negru și am să folosesc și puțin albastru și o să ne jucăm. Și instrumentele care ne trebuie. Acum, peste aceste bombonele, eu am 200, vedeți, sunt moi, sunt delicioase și dau un gust foarte bun la fondant. Eu am să adaug cacao și am să adaug și apa și apoi vom pune în microunde sau pe baie de apă. Eu le pun în microunde. Să vedeți ce simplu se fac. Am să dau culorile deoparte. Așa, le punem așa aici și o să ne trebuiască mai târziu. Și am să pun cacao, am să dau așa deoparte aceste bomboane, așa, și am să pun cacao aici în mijloc, așa, și apoi voi pune și apa peste și acum voi pune la microunde, așa, am să aduc zahărul mai în față. O să ne trebuiască imediat. Așa. Eu am să am grijă să nu se umple prea tare. Așa, le lăsăm câteva secunde, deci până încep să se umple și apoi o să adăugăm din zahărul nostru pudră. Imediat le aduc aici pe masă. Puteți pune și pe baie de abur. O liță cu apă și apoi un alt vas unde puneți bezelele. Încă sunt gata, imediat le aduc aici și o să facem. Așa, le mai las o secundă. Și să vedem dacă au început să se topească. Ia uitați aici. Și voi amesteca cu o linguriță sau cu un... Ia. Încet, încet. Așa. Să amestecăm așa bine toată cacao. Am să mă ajut cu două lingurițe. Așa.
Și amestecăm așa bine totul. Și apoi vom pune pe masă cu zahăr pudră și o să frământăm bine. Așa. Trebuia să pun într-un vas mai mare. Dar este bine și așa. Așa, și amestecăm. Și dacă mai trebuie, mai punem puțin la microunde să se topească aceste bezele bine, bine, bine. Așa. Încet, încet. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Facem din nou fondant sau pastă de zahăr cu bomboane marshmallow sau bezele gumoase. Așa. Ia să vedem acum. Cred că este bine așa. Și acum amestecăm bine totul ca să unim cu cacao. Așa, am amestecat bine. Și acum vom adăuga puțin zahăr și apoi o să punem totul pe masa noastră de lucru. Așa. Am să pun puțin zahăr pudră aici și apoi punem totul pe masa de lucru. Deci am avut 200 de grame de bomboane marshmallow sau bezele gumoase. Se găsesc în supermarketuri, peste tot se găsesc la raionul de dulciuri, de bomboane și ciocolată. Am pus 60 de cacao, 30 de apă și avem, eu am 1 kg de zahăr. O să vedem cât ne intră ca să obținem un aluat potrivit de tare, dar să aibă consistența plastilinei ca să putem lucra cu ea. Așa. Acum voi pune zahăr pe masă. Am să lucrez aici pe masă, că se lucrează mai bine. Este de preferat zahărul să fie cât mai fin. Eu l-am tras prin sită. Așa. Și acum voi pune fondantul aici. Voi pune așa pe tot. Acum o să ne ajutăm cu lingurițele sau cu palețele dacă aveți. Și când începe să se întărească, facem cu mânuța. Așa. Și amestecăm așa bine ca să incorporăm zahărul. Așa. Să știți că se face foarte ușor și se lucrează foarte, foarte bine acest fondant. Așa, și acum am să lucrez cu mâna, încet, încet.
Așa, și îl tragem așa. Vedeți cât este de moale și zahărul să intre destul. O să vedem, am să cântăresc la urmă și am să vă spun cât a mai rămas. Așa mai adaug, că ne mai trebuie. Așa. Deci când vreți să acoperiți un tort, faceți mai mult fondant. Și acesta este cu cacao. Așa. Este destul de moale, vedeți? Dar noi trebuie să adăugăm zahăr până obținem consistența plastilinei, să se poată lucra și să nu se lipească de degete. Așa, vedeți, împăturesc și zahărul intră în interior. Așa. Și frământăm, să știți că este călduț. Așa. Ia uitați, încă nu este gata, este moale, vedeți că se lipește. Și mai adăugăm zahăr. Așa, am să mai pun puțin zahăr. Ia uitați, vedeți consistența. Am să vă arăt și cum se întinde. Și se lucrează foarte, foarte bine. Faceți ce forme doriți și le lăsați să se usuce și apoi le aplicați pe tort. Așa, este aproape gata. Eu mi-am pregătit mai mult zahăr pentru că nu se știe niciodată cât intră. Așa. Și am să vă spun și la sfârșit, am să cântăresc, să vă spun cum arată, cât a mai rămas. Vedeți? Ia uitați, fondantul. Am să mai adaug, încă este moale, am să mai adaug puțin zahăr. Așa. Să-l pun pe acesta care este pe masă mai întâi și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Și puteți face fondantul, lăsați să se răcească puțin, apoi îl întindeți și îmbrăcați tortul cu unt și cu zahăr pudră, faceți o cremă și apoi aplicați pe tort, pe toată suprafața și după aceea puneți fondantul și se lipește bine. Și toate formele cu puțină apă, o să le puneți să se lipească pe tort. Este fondant. Așa, este gata. Îl mai frământ așa puțin. Ia uitați-l. Fondantul, cam așa e consistența. Așa, ia să luăm tot zahărul de pe masă. O să dau deoparte. Așa.
Cam așa. Așa, să-l frământăm și să-l țineți în folie de plastic ca să nu se usuce. Ia uitați, așa arată fondantul, vedeți? Așa. Și eu astăzi l-am făcut cu ciocolată, cu cacao. Așa, ia să mă clătesc puțin pe mânuțe. Am să cântăresc, Ana, acum, să vă spun. Bună ziua, Lavinia! Am să pun pe cântar să vă spun cât a ieșit. Imediat să mă scol pe mâini. Ia să vedem și cât a ieșit. Așa, ia să scot cântarul. Așa, ia să-l punem. Trebuie ținut în folie. ...677 de grame are în total. Așa. Deci la acest fondant am pus 200 de bezele din acestea. Ia uitați, bezele de acestea eu am cumpărat, vedeți? Așa. Și sunt așa, ia uitați-le ce frumoase sunt. Și sunt moi și parfumate. Și am pus 60 de cacao, 30 de apă și zahăr. Am să cântăresc după aceea să vă spun. Eu aici am avut un kilogram de zahăr și am să vă spun cât mi-a rămas. Așa. Și pus în... Și aici... Ia uite, dacă faceți fără cacao, cu colorant în gel, colorați, eu vreau să ajung la o culoare un pic mai închisă și am să adaug puțin negru și puțin albastru. Așa, și să facem, am să vă arăt acum cum ajungem la această culoare. Am să dau bezelele deoparte, am să mai pun puțin zahăr pe masă. Așa, am să mai pun puțin zahăr aici pe masa mea de lucru. Că în momentul când punem colorantul, să mai intre puțin zahăr. Așa, și voi lua puțin negru și puțin albastru. Mă ajut cu două scobitori. Așa, am să întind fondantul. Am să desfac colorantul și pun puțin colorant negru, am să pun de două ori, așa, și puțin albastru. Aceste colorante le găsiți pe internet, așa, punem așa puțin albastru. Eu vreau să fac o culoare mult mai închisă, mai spre negru. Așa, am să-mi pun și mănușele, să scoatem
aceste scobitori și să amestecăm. Și dacă mai e nevoie și nu ne place culoarea, mai adăugăm puțin. Așa, să scoatem la deoparte. Așa. Mulțumesc, Ana. Eu vă mulțumesc tuturor. Ia să mă întorc camera să mă vedeți o secundă. Vă pup. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor. Imediat întorc camera să colorăm. Și astăzi vreau să fac ceva frumos. Ca un laptop. Încet, încet. Astăzi o să am puțin de lucru. Pentru un tortuleț, pentru cineva. Întoarcem camera și să colorăm. Așa, eu am să-mi pun mănușele. Să le pun pe leam aici. Și să colorăm. Să colorăm acest fondant și acum îl lipim așa și îl strângem. Și îl amestecăm bine și ne ajutăm cu zahărul să nu se lipească prea mult. Dacă vă place mai aromat, puteți adăuga și puțin rom în acest fondant, având în vedere că este cu cacao. Așa. Și amestecăm, vedeți, culoarea trebuie amestecat foarte, foarte bine. Așa. Să frământ așa pe masă. Amestecăm bine, să ducem culoarea peste tot. Vedeți că s-a mai închis puțin. Așa, am să mai adaug puțin albastru și negru, puțin, puțin. Să vreau să-l fac mai închis, mult mai închis. Așa, luăm și punem așa aici peste. Și am să pun și puțin negru, puțin, puțin. Deschidem și punem. Așa. Și acum amestecăm bine. Și dacă vi se pare prea, că ați pus prea multă zahăr, puteți pune o picătură de apă și amestecați bine. Așa. Și acum să amestecăm din nou. Așa.
Este cam așa bine toată culoarea. Așa. Vedeți, din ce în ce se închide. Mai punem puțin zahăr. Așa, ia uitați, vedeți? Trebuie amestecat foarte, foarte, foarte bine. Am să-mi scot mânușile. Așa. Și am să amestec așa cu mânuțele. Ia uitați-l cum arată. S-a închis la culoare, cred că este bine așa și am să-l las așa acest fondant și apoi mă voi apuca de treabă. Puteți face ce doriți cu el. Așa. Ia uitați-l, vedeți? Fondantul. Sau pasta de zahăr și bomboane marshmallow. Vedeți că s-a închis la culoare, este foarte bun așa. Eu mi-am pregătit aici câteva instrumente și am să rămân singurică să fac. Eu vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Să întorc camera. Și am să vă arăt ce am făcut. Încet, încet, că trebuie răbdare și timp. Vă pup și vă doresc multă, multă sănătate. Am să cer să și filmez între timp ca să nu vă țin acum. Să vă arăt ce am făcut. Aceasta este rețeta de astăzi. Vă pup, vă doresc multă, multă, multă sănătate și numai bine. Vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Pupici, mâine o să facem chec împreună. O să facem mâine chec bun, bun, bun și delicios. Mi-am pus în program. Vă pup, o zi frumoasă și multă sănătate și vă mulțumesc încă o dată. Pupici, la revedere!